Get Fit cu Cristian Margarit. Discuții sănătoase despre dietă și sport. În fiecare miercuri, după orele 20, numai pe Active FM. Am încălcit puțin în fire, 6 minute a trecut peste ore 20, suntem gata să pornim o nouă ediție de Get Fit, discuții sănătoase despre sport, despre nutriție, cu maestrul Cristian Margarit, într-o formă mai puțin bună astăzi. Este obosit probabil datorită traficului și, cum să spun eu, faptul că am muncit foarte mult, prezență foarte multă la televiziune, plus multe mișcări în aer liber, ca să spun așa, în parc, multe evenimente, multe convenții și așa mai departe. În urmă, ce trebuie să faci să-ți revii? Odihne, azi, pur și simplu. Da, trebuie să mă odihnesc un pic mai mult. Ne-a prins foarte bine mișcarea în aer liber. A fost extraordinar de frig și extraordinar de frumos în același timp. Băieții de la Bootcamp au fost alături de noi. Sper să-i avem într-una dintre emisiunile viitoare și în studio, pentru că a fost foarte interesant. Și după ce am tras un frig strașnic, seara mi-era foarte cald și noi am avut discuția asta, am avut o emisiune și despre termoreglare, despre cum să îți fie mai cald, despre cum să slăbești chiar folosind frigul ca un aliat de data asta. Și se pare că expunerea la frig, expunerea, bineînțeles, inteligentă la frig, poate duce chiar la mărirea numărului de celule de grăsime maro, acea grăsime care este prezentă în special la bebeluși. Și dacă deschizi o carte de biologie sau de medicină clasică, spune că grăsimea bebelușilor dispare și nu mai apare niciodată. Iată că ea apare și la vârsta adultă și expunându-te la frig poți dobândi această grăsime care de fapt te protejează, derivă din țesutul muscular și produce mult mai multă căldură, are mult mai multe mitocondrii decât grăsimea albă. Mitocondria este uzina de energie a celulei și până la urmă este cheia slăbirii. Acolo arzi. Acela este incineratorul și fără mitocondrii sau pe măsură ce înaintăm în vârstă numărul lor scade, ele devin din ce în ce mai puțin eficiente și ne putem îngrășa. Astfel există și o grăsime bună, da, această grăsime maro, grăsime care atunci când suntem expuși la frig se mulțește și ne ajută să ardem grăsimea după aia și când stăm degeaba, pentru că produce căldură, multă căldură, deci atunci când vrem să ne încălzim putem folosi și această metodă a termogenezei induse prin frig și deci a fost foarte frumos în parc. Avem zile astea mai mult de lucru, dar am propus ca temă pentru emisiunea de astăzi, pentru că multă lume asociază energia cu zahărul și spune că ai nevoie de zahăr pentru energie, unii spun că ai nevoie de ciocolată pentru energie, dacă nu mănânci zahăr îți moare creierul, noi tot facem această glumă. Deci vom vorbi despre zahăr, despre rudele zahărului, despre înlocuitorii zahărului, știm cu toții ce efecte nocive are, nu trebuie să le mai repetăm. O să mai punctăm așa câteva dintre cele mai interesante și o să vorbim puțin despre înlocuitor, cu ce înlocuim zahărul. Eu aud foarte des această întrebare. Săptămâna trecută am avut o prezență la un post de televiziune și foarte, foarte multe întrebări care au urmat erau și de genul ăsta, pe lângă întrebările clasice, vreau să slăbesc în 5 minute gratis, simplu și fără efort. Erau și întrebări de tipul cutare aliment e bun, dar celălalt e bun, dar mămăliga e bună, dar grapefruitul e bun, dar pot să mănânc alimentul X sau Y, așa și cu zahărul. Sunt câteva idei și despre el. Trăiesc foarte mulți oameni cu impresia că am avea nevoie de zahăr sau fără zahăr nu putem trăi. Vedem că li se dau copiilor dulciuri, noi am mai discutat și despre dulciuri, dar azi o să discutăm despre zahăr. O să-l rog pe Alexandru Mănucu să vă prezinte modalitățile de contact și acum îi sfătuiesc pe cei care sau cele care vroiau să întrebe, care au foarte multe întrebări. Acum este momentul să întrebați, sunt aici la radio în direct, puteți pune întrebările, vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere și imediat Alexandru vă spune și metodele de contact. Fructificați la maxim și solicitați-l pe Cristi Margarit la 0734 220202. Este cea mai simplă cale pentru a intra
în legătură cu Cristian Mărgărici, adresa întrebările voastre și în același timp să primiți răspunsul cât mai rapid. O să repet numărul de telefon 0734220202. Aici puteți lansa întrebările voastre. Avem și Yahoo Messenger, binecunoscutul ID-ul al nostru, getfit.radio, plus pagina de Facebook GetFit, și acolo puteți adresa întrebări. Dar, repet, aș prefera să avem telefoane în direct, pentru că este cea mai simplă și cea mai bună metodă de comunicare. 0734220202. Să vedem cât dulce mâncăm astăzi sau consumăm. Și mesajele și SMS-urile sunt binevenite. Până la urmă, hai să luăm cu începutul. Cum a apărut acest zahăr în dieta noastră? Un pic de istorie. Probabil că încă din antichitate, nu, se tot bate monedă pe ideea asta cu mierea, că se mânca miere, că vânătorii și culegătorii mâncau miere. Zic că mâncau destul de rar miere, nu cred că mâncau atât de des, era puțină, cred că o împărțeau între ei. Deci prezența unui astfel de glucid, de carbohidrat în dieta noastră, nu cred că a fost majoră de-a lungul milioanelor de ani. Mai ales că iarăși să demolăm un mit, fructele moderne pe care noi le avem în ziua de astăzi în magazin sau chiar în curte, dacă vrem, nu au existat acum milioane de ani. Aceste fructe moderne sunt rezultatul agriculturii. Nu au existat merele, da? Facem comparația cu merele pădurețe. Într-adevăr, probabil că existau fructele de pădure, mai că la fructele de pădure apare un mic paradox. Dacă mesteci bine sâmburii, acolo este mai multă grăsime și vin mai multe calorii din grăsimea din sâmburi decât din carbohidrații care sunt în pulpa fructului. Un lucru foarte, foarte interesant. Da, deci cu zahărul noi n-am prea avut de-a face. Unii spun că omul ar fi și frugivor. Suntem diferiți totuși de cimpanzei. Am mai explicat lucrul ăsta. Din punct de vedere genetic există și diferențe. Și din punct de vedere enzimatic, cimpanzeii sunt diferiți și mult mai bine adaptați la a procesa fructoza, da, zahărul din fructe. Dar astăzi o să vorbim despre zahăr la modul general. Zahărul este de fapt numit și sucroză sau zaharoză și este format din două molecule de carbohidrați, două glucide diferite, este un dizaharid și aceste molecule sunt fructoza, da, celebru zahăr din fructe, și glucoza. Glucoza este zahărul pe care corpul nostru îl folosește drept sursă de energie în circulație. Da, știm că avem o anumită cantitate de glucoză în sânge. Se știe că la un om în medie ar fi cam de 5 grame în circulație, deci o cantitate foarte, foarte mică. Și foarte important de știut că polimerii glucozei de tip amidon, da, sunt de fapt tot glucoză. Ei se asimilează sub formă de glucoză. Deci acea poveste cu asimilarea lentă a amidonului ține doar până la un punct, pentru că în final toată acea glucoză va ajunge în sânge. Deci nu e ca și cum dacă mănânci amidon, să spunem că este și însoțit de fibre, deci acest lucru îi va încetini asimilarea. Ar fi, de exemplu, un grâul strivit față de făina albă, da? Deci acele semințe strivite, nu măcinate, care vin și cu fibre, da? Semințele întregi, ovăzul, da? Acei fulgi de ovăz natural, secara, dar toată acea glucoză, da, desprinsă de amilaza salivară și apoi în intestinul subțire, tot desprinsă din molecula de amidon, ajunge în sânge, ajunge în corp. Da? Acum, bineînțeles că dacă ajunge puțin câte puțin, poate fi preluată de metabolismul energetic și folosită ca sursă de energie. Dar dacă tu mai ai și grăsime, mai ai și fructoză în același timp și mai stai și pe scaun, s-ar putea ca acea energie, în loc să-ți facă bine, să te ajute, să-ți facă mai rău, pentru că este ca și cum alimentezi o sobă, să-i spunem un cuptor cu cărbuni, da? Ne imaginăm o sobă cu lemne și tot băgăm lemne în ea până la refuz, da? La un moment dat se umple, cad lemnele pe jos. Asta se întâmplă atunci când mâncăm prea mult zahăr. Cealaltă moleculă, fructoza, a fost pentru că nu are nevoie de insulină pentru a fi procesată, a fost propusă drept soluție de îndulcire pentru diabetici și după niște zeci de ani și-au dat seama că era o mare greșeală, pentru că diabeticul, în loc să folosească o cantitate mică, cu toate că fructoza este ceva mai dulce decât glucoza, ei foloseau cantități mari, iarăși se ajunge la o cantitate mare în ficat, se ajunge la sinteza de grăsimi. Deci n-ai făcut nimic, nici dacă ai mâncat prea multă fructoză,
Pe de altă parte, fructoza nu oferă o senzație de sațietate așa cum oferă glucoza. Glucoza îți oferă o senzație de sațietate. Unii au definit molecula de zahăr, deci combinația între glucoză și fructoză, ca fiind molecula perfectă pentru îngrășare, pentru că glucoza îți ridică insulina și fructoza dă cărămizile pentru sinteza de grăsimi. Deci atunci când mănânci zahăr, tu furnizezi corpului tău atât materia primă, cât și informația, da, semnalul că e timpul să depoziteze grăsime. Există, evident, zahăr și în natură și ne vom pune întrebarea, așa cum vorbeam și de fructe, în ce cantități există zahărul în natură, dacă există în cantități atât de mari, cum ar fi în sucuri, da, aceste sucuri cu zahăr alb sau ca în dulciuri, sau noi am tot discutat să pune zahărul în diverse alte alimente, cum ar fi făinoasele, covrigi, etc. Iată că primim eduri multe pe getfit.radio, pe ID-ul de Messenger, mă bucur mult. Au început să vină și primele întrebări, semn că prietenii noștri sunt pe recepție. Vă reamintesc și numărul de telefon unde puteți trimite SMS sau unde puteți suna, 0734220202. Astăzi vorbim despre zahăr, da? Cam ăsta ar fi rezumatul zahărului, da? Cu istoria lui, cu ce înseamnă el pentru corpul nostru și, evident, se pune întrebarea, nu? Este diferit de ceilalți carbohidrați? Am vorbit și de amidon puțin. Putem vorbi și de alte surse, da? Am vorbit de fructoza care se găsește în fructe. În general, în fructe găsim o combinație de glucoză liberă, fructoză liberă și zahăr, da? Numai că, așa cum am spus, fructele vin și cu fibre, vin și cu apă și fructele naturale nu sunt atât de mari încât să aducă un aport enorm nici de fructoză, nici de glucoză. Aici fructele uscate intră, bineînțeles, în atenția noastră, pentru că fructele uscate pierd acea apă și vin cu o densitate calorică, cu o cantitate mult mai mare de carbohidrați, de fructoză și glucoză. Iată că vin întrebările, vă mulțumim mult. O să continui totuși prezentarea și apoi vom începe să răspundem și la întrebări. Spuneam că în natură găsim foarte puțin alimente bogate în zahăr. Totuși, în evul mediu s-a făcut un pas uriaș prin folosirea pe scară largă sau prin începerea folosirii trestei de zahăr pentru producerea zahărului. Explicația este foarte simplă. Zahărul fiind o sursă de energie, oamenii care conduceau în acea perioadă anumite imperii și-au dat seama că folosind această sursă de energie pot avea mai multă putere, așa cum greul a fost la vremea lui ca sursă de energie și de stocare a puterii, da, baza societății omenești moderne, da, societății occidentale, în primul rând, pentru că în alte zone a fost orezul, în altele porumbul. Iată că a apărut zahărul și a început să fie cultivat după descoperirea celor două Americi, sau, mă rog, redescoperirea lor sau descoperirea lor modernă, au început să fie cultivate aceste plante, trestia, da, de zahăr în insule tropicale, a început să se producă zahărul și el a fost apoi trimis înapoi în țările de origine și folosit ca hrană pentru păturile sărace. Da? El a intrat destul de târziu, este un aliment modern, un aliment ultra-rafinat, ca și la făina albă. Această rafinare a zahărului nu e făcută de cineva intenționat ca să ne omoare, nu s-a gândit nimeni la asta. Este făcută pentru că așa e mai ușor de transportat. E mai ușor să transporti energia pură decât să o transporti amestecată cu diverse alte lucruri, fibre, apă, etc. și să riști eventual și alterarea. Da? În momentul când zahărul este pur, riscul de alterare este mult, mult mai mic dacă el este uscat și, bineînțeles, n-a intrat în contact cu drojdiile, în special, care îl pot fermenta. Acum, tot legat de asta, zahărul a devenit bază și pentru fabricarea alcoolului, da? Putem fabrica alcool din zahăr, nu știu dacă ați făcut experimentul ăsta prin generală, prin liceu l-am făcut, da? Să pui zahăr și drojdie de bere. Extraordinar de interesant. Deci asta a început să se întâmple prin evul mediu și după, da, folosirea zahărului pe scară largă, el nefiind un aliment nici de cum natural, nici de cum util în alimentația noastră. Mult mai târziu au început să descopere că există și efecte nocive, a început să apară obezitatea, au început să apară alte probleme, au început să lege de cancer, au început să lege de diverse alte boli. Evident că și aici unele persoane sunt mai rezistente, altele mai puțin și pe mine nu prea mă interesează studiile și nici studiile pe șobolani, da? Mulți oameni dau exemplu studii pe șoareci. Șoareci sunt niște rozătoare, sunt asemănătoare cu noi dintr-un punct de vedere
dar după părerea mea acest metabolism energetic și mai ales sursele de energie pe care le folosesc rozătoarele sunt diferite față de sursele de energie pe care ar trebui să le folosească omul. Cam asta ar fi cu zahărul. După ce și-au dat seama că este periculos, au început să apară și în locuitorii săi, de diverse tipuri. Da? Nu o să ne referim foarte mult la cei de sinteză chimică, ultracunoscuți. Ei sunt produși în instalații chimice speciale. Mulți dintre ei au fost chiar descoperiți întâmplător. Sunt bănuiți că ar produce diverse boli. Chiar de curând a apărut o campanie care încearcă să spele unul dintre acești îndulcitori. Întâi, o autoritate europeană a spus că este sigur, sigur inclusiv pentru gravide, deși există foarte multe dovezi, precum că aspartamul ar produce diverse defecte, inclusiv genetice, inclusiv probleme cu naștere, inclusiv autism, dar acest lucru nu este recunoscut de autorități, este doar o bănuială, nu? Fiecare se poate documenta, poate observa aceste lucruri și poate afla din ce e compus, cum se descompune și dacă ne punem problema, nu, a cantităților dintr-o otravă, dacă acea otravă e într-o cantitate suficient de mare ca să ne omoare direct. Există, după cum știm, și otrăvuri care în cantități mici au un anumit efect, da? În cantități foarte, foarte mici, câteodată au un efect mai puternic decât cantitățile mai mari. Deci nu contează neapărat cantitatea la o travă, da? Nu este o legătură de directă proporționalitate. O travă poate fi extraordinar de nocivă în niște cantități infime și, culmea, mai puțin nocivă în niște cantități mai mari. Deci e foarte interesant asta în legătură cu otrăvurile, pentru că ele pot acționa inclusiv la nivel genetic, da? Ne pot modifica informația genetică și, repet, unii bănuiesc despre anumiți îndulcitori de sinteză chimică, faptul că ar fi legați de incidența crescută a autismului din ultima vreme. Bun, deci eu nu i-aș folosi deloc, mă feresc de ei, e foarte simplu acești îndulcitori chimici, însă au apărut în ultima vreme și alți îndulcitori, tot de sinteză, hai să spunem mai apropiați de natură, pe care îi putem găsi prin fructe, pe care îi putem găsi în diversi compuși organici. Se foloseau poliolii, da, tot în dulciurile pentru diabetici, sorbitolul, toate înrudite cu glicerina, da, sunt niște substanțe foarte interesante care sunt dulci, da, pot fi folosite ca sursă de energie. Din păcate, sunt hrana preferată a unor bacterii din tubul nostru digestiv și pot apărea balonări, crampe, dacă nu ești bine hidratat, diaree și alte probleme. Astea apăreau cu poliolii. Sunt și polioli de generație mai nouă, cum ar fi xilitolul, îl cunoaștem cu toții din guma de mestecat. Se pare că este unul dintre cei buni, adică xilitolul nu ar avea, deocamdată cel puțin eu nu am găsit, să aibă efecte negative, din contră are nenumărate efecte pozitive, pe lângă faptul că este dulce, evident, și poate înlocui zahărul, și cu asta ne gândim și la bacterii, la placa bacteriană de pe dinți, da? Zahărul o întreține, xilitolul omoară aceste bacterii. Există chiar idei conform cărora xilitolul ar avea un efect antibacterian, antiviral. Deci iată niște lucruri bune despre el. Poate apărea la o cantitate mare și la xilitol acea problemă a balonărilor. Sunt iarăși alți îndulcitori de generație și mai nouă, cum ar fi eritritolul, tot un poliol foarte interesant, care este mai puțin absorbit de corp, aproape nealterat, este dulce, are și textură. E foarte important de știut că prin alte țări acești îndulcitori de generație nouă au fost introduși în anumite produse, poate chiar la presiunea consumatorilor, dacă nu chiar din grijă pentru consumator, pentru că o firmă, dacă vrea să fie prevăzătoare, preferă să folosească un îndulcitor mai de calitate, un îndulcitor mai sigur, astfel încât să nu riște probleme mari de imagine. Depinde, câteodată este mult mai ieftin să plătești diversi medici, diversi oameni foarte cunoscuți să spună că îndulcitorul pe care îl folosești tu este sigur, decât să schimbi pur și simplu îndulcitorul cu unul cu adevărat mai sigur. Dar dacă o să căutăm, o să vedem că acolo unde sunt piețe foarte, foarte educate, da, oameni care știu să aleagă, oameni care se uită pe etichete, oameni care sunt conștienți de importanța sănătății, acolo se folosesc îndulcitori de generație mai nouă. Iarăși unul dintre ei foarte interesant este celebra stevia, da? Am mai discutat despre ea, este o plantă sud-americană și ea foarte dulce. În funcție de gust se pot folosi niște combinații, da, din acești îndulcitori, tocmai pentru a obține un
gust cât mai apropiat de cel al zahărului, pentru că știm zahărul are și acel gust extraordinar de bun. Știm că în momentul când se dizolvă în apă, chiar în salivă, el produce căldură, da? Acea căldură pe care o simțim când mâncăm dulciuri, când mâncăm zahăr, iar unii dintre îndulcitorii de sinteză sau chiar îndulcitor natural, dar alții decât zahărul, nu dau această senzație, nu dau acea textură produselor. Din acest motiv este foarte, foarte greu de pus pe piață dulciuri sănătoase sau dulciuri care slăbesc. După cum v-am mai spus, noi facem așa ceva acasă, artizanal, din ingrediente sănătoase, și mie mi se pare o idee foarte bună. Acum ar trebui să vorbim puțin și despre înlocuitorii zahărului, dar care sunt practic identici cu zahărul, pentru că dacă îndulcitorii de sinteză vin fără calorii, xilitolul, eritritolul au și ei niște calorii, dar mult mai puține. Avem în schimb și așa zis și îndulcitori sau înlocuitori ai zahărului cu care se amăgesc mare parte dintre semenii noștri, cum ar fi de exemplu mierea, cum ar fi siropul de agave, cum ar fi siropul de arțar. Multă lume nu înțelege că mierea este pur și simplu tot o combinație de glucoză, fructoză și sucroză. În rest, vitamine sau ce se mai spune că există prin miere sunt în niște cantități infime, da? Foarte, foarte mici. Evident că este, între ghilimele, da, mai bună decât zahărul, dar nu este cu mult mai bună decât zahărul. Deci nu există diferențe semnificative din punct de vedere nutrițional între miere și zahăr. Același lucru îl putem spune și despre siropul de arțar, care vine dintr-un copac. Siropul de arțar de obicei încălzit pentru a fi concentrat și el se caramelizează, ceea ce nu ne dorim. Știm cu toții că acea reacție de caramelizare nu este tocmai benefică pentru sănătate, motiv pentru care și mierea ar trebui păstrată tot crudă, da, în niciun caz încălzită. Se spune că formează inclusiv compuși toxici prin încălzire. Acum, dacă acele cantități sunt într-adevăr toxice sau nu, e discutabil. Siropul de agave, și eu l-am găsit ca fiind extraordinar de acid, extraordinar de acid. El conține o proporție mai mare de fructoză, seamănă foarte mult cu siropul de fructoză-glucoză pe care l-au făcut americanii din porumb. Iată, aveau destul de mult porumb și s-au gândit să facă și alte lucruri din ele, în afară de carne de vită, în afară de plastice și combustibil bio. Au făcut și îndulcitori. Foarte interesant, nu? Că din porumb se poate face un îndulcitor. Da? Deci cam asta ar fi și cu siropul de agave, mai potrivit pentru a fi fermentat și a fi făcută tequila de calitate din el, decât să ne amăgim cu gândul că este mai bun decât zahărul. Și revin la o cantitate de zahăr de o linguriță, două, cât vrei să folosești la cafea dimineața sau ce lucru vrei să faci. Nu consider că e o diferență semnificativă, da, între acești înlocuitori, iar variantele de zahăr de tip zahăr brun și brut sunt practic identice și ele cu zahărul alb. Diferențele sunt foarte, foarte mici. Să spunem că la excepție ar fi poate doar acel suc de trestie deshidratat, sucanatul, care reține sucul de trestie întreg, dar și el are alți nutrienți undeva sub 1%. Deci 99% e tot zahăr. Deci faptul că e un pic colorat nu înseamnă absolut nimic, e doar o păcăleală pentru tine. Din punctul meu de vedere, pot fi bani aruncați. Așa, dacă vrei neapărat, poți să-ți iei și astfel înlocuitor, dar noi consider mult mai util decât zahărul alb. Cam ăștia ar fi înlocuitorii zahărului. Cam asta ar fi povestea lui. Acum fiecare va decide pentru el, nu? Dacă va include. Important este să citim foarte bine etichetele, important este să ne documentăm și, după părerea mea, important este să mergem spre lucrurile cât mai naturale. Deci cu cât ne depărtăm de natură, cu atât cred că suntem în pericol. Repet, xilitolul îl găsim și în natură, eritritolul poate fi și el găsit în natură, poate chiar siropul de agave, mierea, toate celelalte sunt undeva mai aproape de natură, da? Dar în niciun caz cantități enorme, cantități colosale. După cum știți, eu includ zahărul între cei 5, nu? Alături de făină și toate celelalte, adică alimente pe care noi nu ar trebui să le consumăm. Repet, el vine dintr-o eră istorică destul de neagră, atunci când era folosit pentru păturile sărace, da? Pentru a fi hrăniți. Din câte știu eu, o dezvoltare extraordinară a luat în Anglia, da? S-a folosit pentru a hrăni oamenii. Amestecat în ce? Amestecat în diverse lucruri. Același lucru se face și în ziua de astăzi și atunci, nu știu, depinde în ce categorie de oameni vrei să te înscrii singur, da? Având în vedere că nu ți-l bagă nimeni pe gât acest zahăr și având în vedere că acum
ai foarte, foarte multe alternative. Deci văd că vin întrebări pe ID-ul de Messenger, getfit.radio. Avem SMS-uri. Deocamdată nu repetăm numărul de telefon. 0734220202, atât pentru SMS-uri cât și telefoane în direct. Deja am parcurs 30 de minute din emisiune. Putem spune că intrăm în partea a doua emisiunii, în care Cristian va răspunde întrebărilor, dar nu înainte de a lua o mică pauză de 3 minute și ceva timp, în care vom asculta o melodie, după care revenim alături de voi cu forțe proaspete și cu multe răspunsuri pentru întrebările voastre. Get Fit cu Cristian Margarit. Discuții sănătoase despre dietă și sport. În fiecare miercuri, după orele 20, numai pe Active FM. 34 de minute scurse peste orele 20. Cristian Margarit este pregătit cu răspunsurile care au sosit atât pe adresa de Messenger getfit.radio plus pagina de Facebook GetFit. SMS-uri deocamdată nu știu ce se întâmplă astăzi. Atât de asaltate și la emisiunile TV și așa mai departe, astfel încât astăzi probabil că au și un pic de timiditate. Pe asta spuneam, toată lumea vrea rezultate, am fost asaltat cu întrebări, toată lumea vrea rezultatul pe loc, da? Să spună o întrebare de pe telefon, dacă se poate, și tu să-i răspunzi, nu știu cum ar trebui să-i răspunzi, să existe o simplă frază și omul să slăbească, nu un fel de formulă magică pe care o scrii pe Facebook și omul slăbește. Deci nici vorbă de analiza datelor personale, nici vorbă de a gândi un regim, nici vorbă de a te documenta. Eu sunt sigur, eu am făcut experimentul ăsta la multe seminarii pe care le-am ținut și, apropo, duminică sunt la Iași. Deci dacă ne ascultă cineva din Iași, ne vedem la Iași duminică și discutăm despre slăbire. Și fac aceste experimente și chiar și cu clienții cu care lucrez la consultanță personalizată și întreb, da, ce știi că îți face rău, ce știi că îți face bine, oamenii își cunosc foarte bine, da? Hai să spunem plus minus, mă rog, că pieptul de pui și albușurile de os sunt depășite, astea alte discuții, dar în general oamenii cam știu ce ar trebui să facă. Păi, și atunci îmi scrie mie că vreau o soluție într-o fracțiune secundă, nu prea se poate, da? Te-ai îngreșat în 10 ani, vrei să slăbești într-o lună, da? nu prea se poate. Da? Iar când domnul Cristian, mie vreau să răspunzi acum, te rog frumos, exact, cum slăbesc? Când, exact, asta e întrebarea. Nu mă interesează, lasă-ți treburile, lasă emisiunea de la radio. Te rog frumos, răspunde. Deci întrebarea asta nu o primim acum. Asta spuneam că am un SMS. Eu când sunt dispus să răspund întrebărilor și spun, uite, am emisiunea la radio, pot suna, a, știi, nu am timp. Sau tot așa, am chemat pe cineva în parc să facem mișcare, știi, nu am timp, nu pot. A, vrei rezultate, dar nu vrei eforturi. Am înțeles. Da. Hai să ascultăm SMS-ul. 0734-220202, numărul nostru de telefon, un SMS sosit. Dextroza după antrenament, 40 de grame de 3 ori pe săptămână, duce în timp la uzura organismului și hrănirea ciupercilor din organism, precum o face zahărul, este o întrebare. Depinde, nu prea am avut-o intenționat. Depinde ce mănânci în rest. Într-adevăr, noi am discutat în emisiunea despre dulciuri, că există și anumite momente când poți mânca dulciuri. În general, dimineața, când evident ar fi contraindicat, pentru că atunci ar trebui să ai grăsime în sânge și să arzi acea grăsime dimineața, da? Și dacă îi dai zahăr, într-adevăr, o persoană care vrea să se îngrașe poate să mănânce carbohidrați dimineața, e chiar foarte bine dacă vrei să te îngrași, celebre cereale cu lapte, dacă vrei să te îngrași, este foarte, foarte bine, pentru că după aia, dacă tu vrei să duci cantitățile de cereale cu lapte dimineața, fac o scurtă paranteză, atât de jos încât să slăbești, organismul suferă mult mai mult decât dacă mănânci altceva dimineața. Deci această metodă de a slăbi cu puțin carbohidrați, da, și a folosi carbohidrați, dar puține grăsimi, după părerea mea, este complet greșită. Revenind, după antrenament, corpul a ars o parte din glicogenul din ficat, a ars o parte din glucoză, dar și aici el începe să dea drumul la glucoză, da, din acel glicogen, în funcție de cât de intens a fost antrenamentul. Dacă vrei să crești în greutate, poți folosi momentul de după antrenament, acea fereastră anabolică, pentru a ridica insulina, dar ar trebui să-i dai probabil și niște proteine, niște aminoacizi care să se asimileze ușor. Acum, dacă 40 de grame sunt în regulă, e greu de spus. Poate un om are nevoie de 20 de grame, poate un om are nevoie de 40 de grame. În niciun caz n-aș mai merge spre acele cantități de tip 70 de grame, cum se considera pe vremuri că ar fi utile. Și foarte bine ai spus că dextroza trebuie folosită după antrenament sau un polimer al glucozei, o sursă de amidon. În ultima vreme mi-am făcut shake-ul de după antrenament cu lapte de orez.
mă rog, asta înseamnă de câteva ore, am primit o cutie de lapte de orez bonus la o comandă de alimente sănătoase și zic, mă, nu că l-aș încadra la alimente sănătoase, laptele de orez, să fim bineînțeleși, dar dacă tot l-am avut, deci o soluție de amidon în apă, zic, în loc să folosesc dextroză sau altceva în shake-ul de antrenament, îmi fac proteina de zer cu acest lapte de orez. Deci iată o idee după antrenament, sau pur și simplu poți mânca mămăligă după antrenament, sau poți mânca orez după antrenament, sau dacă ai antrenamentul seara, ca să îi împăcăm și pe cei care au intrat în fibrilație atunci când am spus că nu prea e bine să mănânci pâine, da, am văzut unii chiar mă jigneau pentru că spuneam un adevăr, da, pâinea este nocivă pentru om, da, nu-i văd nicio calitate, dar uite, putem să-i găsim așa o calitate, să o forțăm un pic, faptul că glutenul te adoarme poate fi folosită seara, da, dacă vrei să te ia somn, nu mănânci seara o sursă de gluten și te ia somn. Evident, asta îți va afecta secreția de hormon de creștere, că dacă mănânci carbohidrat seara, iarăși nu prea mai e bine. Cu asta am ajuns și la concluzia că am putea mânca niște carbohidrați doar după antrenament și eventual la prânz, da, dacă vrem să mâncăm un cartof copt care ne ține și bine de foame sau un cartofiet. Bun, sper că a fost ok răspunsul la întrebarea ta cu dextroza după antrenament. Iarăși pot fi folosite după antrenament diverse alte suplimente sau condimente, alimente care îmbunătățesc foarte bine toleranța la glucoză, deci îți scade rezistența la insulină, cum ar fi, de exemplu, acidul alfa-lipoic sau cum ar fi banala scorțișoară. Da, un orez cu lapte și scorțișoară după antrenament, dacă nu ai intoleranță la lactoză, îți spun că e foarte bine, dar să știi că și în orezul cu lapte sau chiar în fulgii de ovăz cu lapte, iarăși... Și nu punem zahăr. Nu pui zahăr, dar poți să pui o cupă de proteină de zer. Și ai un fel de budincuță, da, un fel de porridge așa, da, pe care îl tunezi un pic, îi pui mai multă proteină. Iată că putem fi inventivi și anumite alimente care în mod normal îngrașă pot fi folosite inteligent, da, pentru a ne atinge obiectivele, da? Mai era vreo componentă a întrebării? Am răspuns la tot? Da, da? Bun, ia să vedem pe getfit.radio. În primul rând, păreri despre arțar. Arțarul e un copac foarte frumos, are niște frunze extraordinare, uite, ni se suflă din studio că e scump. Într-adevăr, nu știu, copacul în sine, acum siropul de arțar, vorbeam un pic mai devreme, e și pe categorii, în primul rând, siropul de arțar, deci trebuie să fim atenți, da? Este preparat termic și aici trebuie să fim atenți că el este fiert, da? Și acum, normal, gustul este divin, da? Ai putea bea cu butelcuțele alea, cu sticla, nu e nicio problemă, e delicios, nu? Clătitele americane alea pufoase, făcute cu sirop de arțar, sunt geniale, dar la fel, la cei care vor să se îngrașe, cred că sunt foarte potrivite. Sau la cei care fac un efort fizic extraordinar, totuși siropul de arțar are o cantitate mare de fructoză, deci după antrenament l-am putea pune, dar forțat, adică după antrenament ai putea să-ți faci niște clătite pufoase, da, stilul american, și să le înneci un pic în, sau mă rog, să le stropești un pic cu sirop de arțar. Vorbim cu Daniela. Deci nu clătitele clasice românești, hai să facem o diferență foarte clară. Clătita românească, în primul rând, care acea făină de grâu, da, despre care eu tot vorbesc, acum, mă rog, unii vor spune că e bună, am văzut chiar produse care se consideră de dietă, care includ gluten în plus, care includ tărâțe și făină de soia peste făina de grâu, adică asta îți mai lipsea peste făina de grâu, îți mai lipseau tărâțele și făina de soia, da? Nu, clătitele americane sunt cu totul altceva, nu sunt atât de arse și n-aș folosi, evident, uleiul, pentru că la clătitele astea românești, uleiul în cantitate mică pus în tigaie este ars, da? Fumul acela este extraordinar de toxic, da? Știu, am mâncat și eu când eram mic, dar după ce am aflat că sunt toxice, le-am scos, da? Și sunt destul de periculoase, după părerea mea. Bun, cam asta ar fi cu siropul de arțar, deci e la fel ca zahărul, la fel ca mierea, la fel ca siropul de agave, e chestie doar de gust, dar n-are vreun beneficiu extraordinar. Acum știți că în legătură cu absolut orice aliment, producătorii plătesc un studiu, mai mânjesc vreo doi mari profesori ieșiți la pensie să spună că produsul respectiv e da, mâncarea zeilor și astfel ajungem să le mâncăm, nu? Da, mai puțin ține asta de realitate. Acum, așa, e o întrebare interesantă. Dacă îndulcitorii naturali te pot scoate din cetoză? Da, te pot scoate din cetoză și îndulcitorii naturali non-calorici. Hai să luăm ștevia sau xilitolul sau eritritolul sau chiar ceilalți îndulcitori de sinteză, da, cum ar fi acei chimici, nu vreau să-i mai numesc, unul cu cel cu A, care începe cu A și se termină cu E, e acum în promovare maximă, da?
În momentul când corpul percepe acest gust dulce, poate secreta insulină. Și acea secreție de insulină te poate scoate din cetoză și îți poate da o foame extraordinară. Deci dacă ți-o dietă cetogenică, acești îndulcitori ar trebui folosiți cât mai rar. Plus că mai apare un aspect. Dacă tu ești învățat cu gustul dulce și tot mănânci dulce, poate să apară o problemă, da? O problemă cu frustrările, o problemă că la un moment dat nu mai ai îndulcitorii tăi la dispoziție, ce ai doar zahăr și ești obișnuit să mănânci dulce. Bineînțeles că din când în când noi am făcut cu foarte mulți ani în urmă, da, când am ținut dieta keto prima dată, am făcut și dulciuri de dietă, s-au făcut toate astea, le-am trăit la vremea lor, sunt bune, pot fi folosite, da, sunt în regulă, dar nu aș face un obicei din asta. Dar pe unii oameni îi pot scoate din cetoză, foarte important, da? Pentru că ai o reacție cu insulina care îți poate da, culmea, o hipoglicemie și mai accentuată, nu-ți mai lasă corpul să producă energie. Adică insulina e un hormon extraordinar de bun atunci când vrei să te îngrași, da? Corpul are nevoie și de insulină pentru depozitarea de energie, doar că atunci când vrei să folosești grăsimea ca sursă de energie, insulina nu prea e ceea ce ai nevoie, da? Și evident poți duce la secreția de insulină cu zahăr, da, carbohidrați, asta o știm cu toții, da, glucoza, dar și acești îndulcitori pot da o creștere de insulină și mai putem avea creștere de insulină de la anumiți aminoacizi. Foarte important, deși anumiți aminoacizi duc la creșterea secreției de insulină. De asta, dacă mănânci foarte, foarte multe proteine, da, în dietă cetogenică, poți să ieși din cetoză, nu neapărat prin folosirea, da, prin deaminarea aminoacizilor și folosirea acelor catene de carbon precum carbohidrații, ci pur și simplu prin faptul că anumiți aminoacizi sunt insulinogenici, sare insulina în sus și atunci ești din cetoză. Puțină lume știe că galactoza din iaurt este insulinogenică. Iaurtul îți ridică insulina, da? Și într-adevăr nu mai are lactoză în el, ceea ce este mult mai bine, că îi lipsește lactoza extraordinar de bine, doar că galactoza este și insulinogenică. Iar excesul de galactoză la vârsta adultă poate afecta ce? Neuronii, da? Foarte interesant acest lucru. La copii galactoza este foarte, foarte utilă, foarte bună. Nu dau mai multe detalii, dar cine vrea se poate documenta. În schimb, la adult, excesul de galactoză, da? Nu mai bem litri de iaurt și ca adulți. Evident, pentru efectul probiotic, iaurtul este util doar în Elveția. Știți, nu, că în Elveția acum o mare firmă este lăsată să spună că iaurtul este probiotic, prin alte țări nu e lăsată să spună. Deci în Elveția iaurtul, aceeași cutie de iaurt, are efect probiotic, în țările europene nu are efect probiotic, da? Iată cum, din motive legislative, unii oameni ajung să știe sau să nu știe că un aliment e sănătos sau nesănătos. Da, foarte interesant că acest drept la informare este cumva între ghilimele protejat, da, de un hățiș legislativ extraordinar, de foarte multe reglementări, și într-un final se ajunge la ideea că într-o țară iaurtul e probiotic și dacă treci granița la câțiva kilometri mai încolo, iaurtul nu mai e probiotic, da? Foarte interesant acest lucru. Hai să vedem alte întrebări pe getfit.radio. Ionuț ne întreabă despre sucurile pasteurizate bio și fără zahăr adăugat, da? Acum ar putea să ne buvnească râsul, nu? Pe toți, să ne tăvălim pe jos de râs, da? Acum eu am mai explicat cu bio, da? Și zahărul poate să fie bio, asta îl face mai bun? Evident că nu, da? Ce urme de pesticide aș putea să mai găsesc într-un zahăr, care e un produs ultrapurificat? Nu știu acum ce să zic, dacă acele cantități de pesticide ar mai putea fi semnificative într-un produs atât de rafinat cum este zahărul. Deci zahărul bio, într-adevăr, poate fi un truc de marketing interesant, dar ca realitate nu consider că e ceva valabil. Acum, sucurile bio și pasteurizate prezintă mai multe probleme. În primul rând că sucul de fructe, noi am tot discutat, se știe, e clasică, e arhicunoscută, da? Vine cu o cantitate mare de carbohidrați, că e fructoza, că avem acolo și glucoză sau avem și zahăr în funcție de fruct, e o combinație dintre ele, da? Ele vin foarte rapid, nemai fiind însoțite de suficient de multe fibre, da? Primește corpul energie rapid, știm toată povestea cu ele. Sucurile au și ele niște avantaje la persoanele care au probleme cu asimilarea, da?
dacă o persoană a suferit cine știe ce intervenție chirurgicală sau are o vârstă înaintată, da, bătrâni care stau la pat, etc., ar putea fi. Sau vrei să-ți alcalinizezi corpul și atunci nu poți să mănânci iarbă de grâu sau vlăstari și poți să-ți faci un suc. Dar să cumperi sucuri așa la cutie, mie nu mi se pare un lucru inteligent. Știu că eu am supărat pe mai mulți, am supărat și pe cei cu majunul, da? Aveau majunul, majunarii fanii lor și m-au făcut albie de porci. Până după aia le-am arătat că într-adevăr în produse din prune se poate găsi acrilamidă și la temperaturi sub 100 de grade. N-am mai primit replică după asta, nu am mai s-au calmat puțin, da? Când au văzut că suntem documentați. Așa și cu sucurile. Am supărat oamenii cu sucurile de mere, da? Și am diversi prieteni, clienți, da? M-am trezit și eu că am băut câte o sticlă de suc de mere românesc, natural, e doar din mere. Așa, și dacă e doar din mere, ce asta înseamnă? Că e bun? Nici de cum, că vorbești de pasteurizat. Păi dacă l-am pasteurizat, ce am făcut? Da? În momentul când am încălzit, la revedere. Acum, ăsta e motivul și pentru care eu tolerez propaganda vegană, da? Pentru că veganismul nu mi se pare o idee foarte bună pentru alimentația umană, dar partea de dietă crudă are niște lucruri extraordinar de valabile, nu o să intrăm în detalii, dar cu cât un aliment e mai puțin preparat termic, cu atât e mai bine. Da? Există și alimente care atunci când sunt preparate termic sunt mai sănătoase și mai bune, dar dacă vorbim de sucuri, evident că în momentul când a fost pasteurizat, i-a scăzut conținutul de nutrienți și anumite molecule care erau pe acolo e posibil să se deformeze, da? Și atunci s-ar putea să nu mai aibă același rol în organism. Trebuie să facem și precizarea că nu distrugi toate vitaminele, că mulți treci cu impresia asta că atunci când l-ai pasteurizat sau l-ai fiert, într-o secundă distrugi chiar toate vitaminele. Nu e așa, se distrug o parte dintre ele. Deci ar fi de preferat, dacă vrei să mănânci fructele întregi, dacă nu sunt întregi, să-ți faci sucul singur, și dacă nu-ți faci nici sucul singur și vrei neapărat să bei ceva pasteurizat și îți place ție că e bio și nu are zahăr adăugat, atunci să fii sănătos, dar exact cum ne spune și prietenul nostru aici pe Messenger, sunt apă cu zahăr până la urmă, da, sunt apă cu zahăr, poate mai au și un pic de acid citric, poate niște urme de vitamine, dar nu niște cantități semnificative. Și tot prietenul nostru Ionuț ne întreabă și dacă scoate zahărul 100% din dietă, dacă e ok pentru organism. Eu consider că e foarte bine pentru organism dacă renunți complet la zahăr. Asta dacă ne referim la zahărul rafinat, da? Totuși, o precizare. Dacă mănânci câte o linguriță de zahăr sau spui două lingurițe la cafea, nu cred că în asta stă echilibrul sănătății sau dieta sau slăbirea în 5 grame de zahăr pe zi, da? Deci dacă îți place cafeaua cu zahăr, poți să pui o linguriță, nu o să pățești nimic, da? Acum sunt unii care se pot opri la o linguriță, alții își pun 3, pe alții dulcele ăla îi face să mănânce în cursul zilei mai mult, adică trebuie să-ți evaluezi un pic starea proprie. Sunt oameni care îl controlează foarte bine, sunt și oameni care spun că nu, zahărul fiind pur, până la urmă un carbohidrat pur, n-ar avea atâtea efecte secundare și poate fi folosit inteligent, într-adevăr, sunt de acord cu ei, poate fi folosit inteligent zahărul. Bun, ia să vedem alte întrebări. Getfit.radio, un SMS 0734220202. Andra ne pune o întrebare foarte interesantă: cum diminuăm pofta de a mânca zahăr? Iată, e genial, da? În simplitate, e foarte simplu. Așa cum îți diminuezi și pofta de a fuma, da? Nu mai fumezi, te lași, te oprești. Așa cum îți diminuezi și pofta de alcool, da? Te oprești pur și simplu și oprești această dependență. Aici cred că trebuie să discutăm un pic de mecanismul dependenței de zahăr. Deci, dincolo de povestea cu insulina care crește și te îngrașă, avem ceva foarte interesant legat de sistemul de recompensă și legat de serotonină, da, care se sintetizează într-o cantitate și apoi se liberează mai mare în creier atunci când mâncăm zahăr, da? Triptofanul pătrunde într-o cantitate mai mare în creier, da, trece de bariera hematoencefalică, este un aminoacid, ajunge acolo, din el se face serotonină, da, este o întreagă înșiruire de reacții chimice și serotonina este acel hormon al fericirii, da, al dragostei, te simți foarte bine, doar că îți inflamează creierul și declanșează în organism foarte, foarte multe probleme. Deci, de asta mănânci zahăr, pentru că ești dependentă de zahăr și singura metodă de a scăpa de această dependență, singura metodă reală, evident, este să nu mai mănânci zahăr, da? Pentru că dacă din ce mănânci, din aia tot ai mânca. Am explicat, este și pe partea de metabolism energetic, scăderea de glicemie,
dar și sistemul de recompensă din creier. Pentru o fază intermediară există și suplimente cu triptofan sau suplimente cu 5-HTP, 5-hidroxitriptofan, care îți pot mări, da, cantitatea de serotonină fără zahăr. Deci poți trece printr-o fază intermediară, da, dacă ești obișnuită cu foarte mult zahăr, să obții aceeași serotonină, dar fără zahăr. Evident, la un moment dat va trebui să scoți și acest supliment. Bun, sper că ne-am lămurit. Acum câteva indicații pe scurt despre cum să tolerezi, cum să controlezi mult mai bine pofta de dulciuri. Cea mai deșteaptă idee este să previi pofta de dulciuri, da? Să-ți ții un jurnal alimentar și să te gândești când te uiți pe jurnal și vezi când mi s-a făcut pofta de dulce. Mi s-a făcut în general când? Dimineața, mai rar. La prânz, mai rar. În general ți se face seara. De ce? Păi ai mâncat prost în cursul zilei. Corpul a tot tras cât a putut din energie și, da, a ajuns seara, nu mai poate produce energie pe cont propriu și ce o să vrea în momentul, în momentul respectiv? Dar el într-un moment de criză, că el are nevoie de energie. Ar putea vrea și grăsimi, da? Numai că grăsimile îți dau energie lent. Și atunci, bineînțeles, că el cere dulce. Deci o idee foarte bună ar fi ca mai devreme în cursul zilei să mănânci o sursă curată de carbohidrați. Adică să mănânci ce vorbeam mai devreme. Pot fi la un moment dat și niște fructe, da? Pot fi niște legume. Legumele ar fi cele mai bune, da? Eu avem o diversitate mare de legume. Putem avea un orez cu legume dacă ai nevoie de mai multă energie, dacă ai făcut sport. Poți avea o mămăligă dacă ai făcut. Poți adăuga în ele, de exemplu, turmeric, care îți îmbunătățește foarte mult sensibilitatea la... Condimentul minune. Exact, condimentul minune. Vorbeam mai devreme de scorțișoară, da? Putem folosi și asta. Adică te poți juca. Totuși, e foarte important că în dieta noastră, dacă folosim scorțișoară, turmeric și toate celelalte, trebuie să avem și carbohidrați, pentru că la un om sănătos glicemia scade mult, mult prea mult. Și la fel mie îmi scade glicemia mult prea rău dacă folosesc aceste lucruri, da? Pentru că mănânc puțin carbohidrați, da? Cine mănâncă mulți carbohidrați își poate permite să folosească și în aceste produse, da? Deci în primul rând mănânc o sursă de carbohidrați mai devreme, înainte să mi se facă pofta de dulciuri. Și apoi există evident acea idee că dacă mănânci mai multe proteine dimineața, deci dacă micul dejun este hiperproteic, atunci pofta de dulce pe durata zilei este mult diminuată. Da? Și cu asta am ajuns la o idee foarte simplă, da? Dimineața ar trebui să mănânci mai mult proteine, la prânz ai putea să mănânci și carbohidrați și seara să bagi grăsimile sănătoase, da? Evident, la fiecare masă poți să ai câte puțin din fiecare, dar predominant ar trebui să fie dimineața proteinele, la prânz carbohidrații și seara grăsimile sănătoase, da? Foarte interesant. Am primit o nouă întrebare de dimineața, de ce îmi cere ceva dulce cât de puțin, da? Avem pe cineva care vrea să mănânce dulciuri dimineața. Probabil că dimineața, în cazul tău, pentru că, nu știu, poate culci târziu, da? Din cauza hormonului de stres care se secretă în cantitate mult mai mare dimineața, da? Probabil că în momentul respectiv consumă toată energia, ajungi într-o fază de hipoglicemie și își cere dulcele, pentru că hormonul de stres îți dă drumul la glucoză, da? Asta poate să-ți crească insulina, da? Sau poate rămâi pur și simplu fără energie și din motivul ăsta îți cere dulce, da? Dimineața. Dacă îi dai puțin dulce dimineața și asta te face să te simți bine și îți dă energie pe parcursul zilei, atunci e extraordinar. Deci asta spun că totdeauna moderație e foarte importantă, da? Acum, probabil că nu o să mănânci și aici, iar o scurtă paranteză, nu? Că la americani, dacă mâncau gogoși, ciocolată și beau sucuri cu zahăr dimineața, evident că a trece pe cereale cu lapte era un lucru foarte bun. Dar dacă tu ai fost pe cereale cu lapte, poate dacă mănânci legume și proteine dimineața, este mult, mult mai bine decât cereale cu lapte. Ia să vedem. Maria ne întreabă pe Yahoo Messenger dacă e mai bine să folosească un îndulcitor artificial sau zahărul dimineața. Deci dacă aș fi să beau cafea, nu beau cafea, aș folosi zahăr și nu îndulcitor artificial. Personal eu folosesc eritritolul și xilitolul, pentru că mie mi se par cel mai bun. Câteodată, de exemplu, după antrenament, eu îmi dau seama că organismul meu nu are ce face, că întreba prietenul nostru mai devreme cu dextroza. Mi-ar plăcea foarte mult să mai pun și eu 50 de grame de dextroză, da, să te ia leșinul ăla așa când mănânci foarte mult zahăr, dar îmi dau seama că îmi face rău. Și atunci câteodată în shake-ul de după antrenament îmi pun sursă de carbohidrat, dar mai lent, cum ar fi maltodextrina, poate pun siropul ăsta, cum am avut acum, pardon, laptele ăsta de orez, și pot să-i pun un pic de îndulcitor, da? Să totuși să am dulce ăla după antrenament, dar fără să am foarte mulți carbohidrați. Mai ales că la mulți dintre noi antrenamentul vine seara
și nu-ți permis să mai mănânci seara așa atât de mulți carbohidrați, pentru că urmează să te culci. Dacă ai face antrenamentul mai devreme, ar fi cu totul altceva. Deci eu nu aș folosi îndulcitorii artificiali nici de cum, mai ales că, repet, dacă tu bei o cafea pe zi și vrei două lingurițe de zahăr, nu cred că în acele 10 grame de zahăr stă toată dieta sau sănătatea. Da, poți să faci acest lucru. Mai ales că, repet, zahărul are acel gust dulce pur. Nu are nimic amar după, are și acea căldură pe care ți-o dă, da? Nu se compare nici măcar cu mierea, și mierea are acel iz de fructe, da? Deci îi schimbă clar, mai ales la cafea, cred că schimbă clar gustul, repet, nu sunt băutor de cafea, nu știu dacă am apucat noi să vorbim, cred că am avut emisiunea despre aceste substanțe, opioizi, exorfinele, da? Tot fel de substanțe chimice care au efect asupra psihicului nostru și faptul că în cafea avem astfel de substanțe care ne afectează psihicul și măresc șansa de a deveni dependenți de altceva. Deci atunci când bei cafea, îți crește șansa de a deveni dependent de alte substanțe. Da? Foarte interesant. Bun, cam astea au fost întrebările. O să mă uit un pic și pe Facebook. Bine, acum încep să vină întrebările, știi, la sfârșit. Cineva ne întreabă dacă 100 de grame de fructe dimineața pe stomacul gol sunt bine. Vara câteodată mai vreau să te opresc puțin pentru că e legat de întrebarea care s-a pus în SMS și cred că poți să o chești. Doi iepuri deodată dacă dimineața fructele cu iaurt sunt bune. Da, și eu vara când sunt fructele de pădure proaspete mai fac acest lucru și iarna câteodată dacă am fructe congelate, dar repet, fructe de pădure pentru că sunt mult mai dense din punct de vedere micronutritiv, pot folosi aceste fructe dimineața. Trebuie să vezi cum te simți. De exemplu, dacă mănânc vișine dimineața pe stomacul gol, probabil că trebuie să mă duc la spital, da? Pentru că mi-ard pur și simplu stomacul. Dacă, de exemplu, cu o seară înainte am mâncat până la refuz carne și alte porcării, pot să mănânc niște ananas dimineața, că o să mă ajute să mă curăț, da? Dar acea idee să mănânci fructe dimineața ca regulă, eu nu o văd ca pe un lucru inteligent, da? Deci, repet, pentru a preveni pofta de dulce în a doua parte a zilei, se pare că o primă masă bazată pe proteine este mult, mult mai bună. Dar dacă e vară și tu te simți bine, poți mânca și fructele dimineața, da? Dimineața, nu știu, când ai grăsimile în circulație, nu știu dacă fructoza aia îți face bine. Repet, depinde foarte, foarte mult de cantități. Deci foarte mult, pentru că dacă dimineața iarăși torci o lămâie în jumătate de litru de apă și o bei, cred că asta poate să-ți facă foarte bine dacă îți tolerează stomacul, da? Acum, dacă mănânci 100 de grame, uite, până și întrebarea mi se pare atât de ciudată, 100 de grame de fructe, dacă stă cineva să-și cântărească fructele dimineața, întreabă-mă dacă mănânci o banană dimineața sau o portocală sau două mere, nu știu, un strugure. Adică cum putem să ajungem noi să ne trăim viața cu 100 grame de fructe? Deci s-a ajuns la un absurd, nu? Nu știu, eu am spus tot timpul, uite, le cântărește. Nu, eu nu mai cântărești pentru că, nu știu, dacă cântăritul ăsta... poate îți dă-ți un scop așa și te ajută, dar eu n-aș sta să le cântăresc. Am cântărit și eu la un moment dat așa din curiozitate să văd cam câte calorii mănânc, dar să stau să-mi cântăresc în fiecare zi 100 de grame, dar de ce nu 99, de ce nu 101, da? E foarte în funcție de înălțime, de greutate, adică de ce ar fi 100. Am văzut că foarte mulți, după părerea mea, poate cel mai rău lucru care s-a făcut cu nutriția la noi este că s-au transferat regimurile din diabet la omul sănătos. Deci mare, mare greșeală. Foarte mulți diabetologi sau chiar nutriționiști, da, formați la această școală a diabetului, au ajuns să inducă, să insufle oamenilor ideea că trebuie să mănânce cu grame. Deci mi se pare o mare, mare, mare greșeală. Deci o eroare în care s-a ajuns, da, să-ți calculezi toate calorile. Da, poate fi interesat pentru un sportiv de performanță în anumite perioade, dar tu ca om sănătos, în primul rând sănătos la cap, să stai să-ți cântărești toate alimentele, nu știu, mi se pare că mergi către cu tot o altă zonă. Și eu am mai explicat, degeaba le cântărești, pentru că oricum valorile din tabele sunt aproximative, da? Că poți avea un gram în plus, în minus de fructe sau un gram în plus, în minus de fructe. Corpul are niște mecanisme de compensare extraordinare. Tu niciodată cu tabele și cu cântăririle tale nu vei ajunge la fineța pe care o are organismul tău, da? Uite, asta îmi și scăpase când am 100 de grame. Sper că ai înțeles despre ce vorbeam și m-aș concentra, de exemplu, dacă ar fi să mănânc fructe dimineața, repet, fructe de pădure, fructe dense micronutritiv, lămâia o punem în altă categorie, da? Bun. Avem acolo? Așteptăm afinele, nu? Antioxidanți. Să știi că eu am mâncat afine săptămâna trecută, au rămas de la băiatul meu, n-a vrut să le mănânce, le-am dezghețat
și mă rog, l-am mâncat eu ulterior. Am și avantajul că pot să mănânc ce rămâne de la el și el mănâncă foarte sănătos. De la tine am căpătat obiceiul ăsta, păi, cu afinele. Dacă tot mâncăm fructe, măcar să fie din cele bune. Aici știm că în ultima vreme, apropo de probiotice, apropo de antioxidanți, a apărut și un așa zis studiu, o poveste că, vezi, doamne, afinele n-ar fi tocmai așa bune, că antioxidanții nu sunt buni, da? Deci o interpretare malițioasă a unor lucruri care nici măcar nu sunt certe în medicină, da? Și antioxidanții nu au doar efectul antioxidant, da? Antioxidanții au efecte mult mai complexe în organism, da? Și aceste fructe de pădure sunt mult, mult mai importante în alimentația noastră, da? Nu, iarăși, abordarea mecanicistă are nu știu câte grame de antioxidanți și alea fac nu știu ce. Nu sunt, lucrurile nu se rezumă la atât. Alexandra ne întreabă despre iaurt, că ridică insulina, da, e un fapt, și că el folosea ca gustare seara. Poate n-ar trebui să faci asta seara, poate ar putea să o faci dimineața, nu? Sau la prânz. Care este mai bun pentru a evita îngrășarea? Iaurtul sau semințe? Aici, să știi că îngrășarea o poți evita și mâncând iaurt și mâncând semințe. Cele nu se exclud unele pe altele, da? Asta e tot o abordare foarte, foarte îngustă. Să zici dacă mămăliga îngrașă sau dacă semințele te ajută să slăbești. Depinde câte semințe mănânci. Te poți îngrășa și cu semințe. Da? Iaurtul, semințele îți vin în mod direct cu acele calorii, dar îți pot tăia foame. Iaurtul vine cu puține calorii, dar îți poate declanșa foamea. Mie mi se pare mult mai important să previn foamea decât să mă chinui și după aia să mă abțin să nu mănânc, da, când mi-e foame. Deci ăsta este secretul slăbirii, da? Să previn, să controlez apetitul, pentru că odată ce fac foamea, da? Și mâncând cereale cu lapte dimineața, am mai spus, dacă nu bei cafea, te ia somnul în primul rând și după aia te ia o foame cruntă. Sunt și oameni care dacă mănâncă un terș din ăsta foarte consistent dimineața, îi ține până spre după amiază. Dar, de exemplu, eu mâncam dimineața o chestie care mă ținea până după amiaza, mâncam mămăligă cu unt, cu brânză și cu ou. Da? Dar aveam și o cantitate mare de proteine acolo și, bineînțeles, că aveam și o cantitate mare de grăsimi. Și dacă mâncam asta dimineața, deci două ouă, să spunem, nu știu, ca să vorbim în grame, un 50 de grame de brânză grasă, probabil vreo 30 de grame de unt, acum cât mălai o fi fost, nu știu, 100 de grame să-i fost și el, și era o masă serioasă dimineața, mi se mai făcea foame pe la 4. Apropo de numărul de mese, sunt și oameni care funcționează bine cu două mese pe zi, da? Și seara puteai să mai bagi o supă, ceva mai consistent și ăla erai. Dacă ești sedentar, dacă te duceai la sală, nu? Nu mai poți să faci asta. Păi acasă din picioare pe stradă, vorba cuiva, da? Bun, cam astea ar fi întrebările care au venit pe Messenger. Ia să vedem dacă avem pe pagina de Facebook Get Fit, dacă a venit ceva. Văd că în ultima vreme pagina a fost folosită mai puțin, e mult mai accesibil Messenger. Nu avem întrebări pe pagina de Facebook. Ia să vedem pe pagina mea. Mi-am făcut și o pagină de fani. Am început să primesc like-uri. Îmi pare rău că mi-am făcut mai demult, că am văzut tot felul de impostori și de neaveniți cu pagini de fani. Dar am zis că n-am nevoie de ea, dar uite că era bine să am și pagina de fani. Și am rugămintea să nu mai îmi dați ad pe pagina de prieteni, pentru că am deja 5.000 de prieteni. Ori îmi dați ad pe Get Fit, ori îmi dați un like pe Cristian. Trebuie să vorbim cu cei de la Facebook să facă o derogare de la regulă pentru tine, să mărească gradul la 20.000. Nu doar pentru mine, cred că pentru multă lume. Da. Cam asta. Acum vorbesc de ceea ce mă interesează pe mine. Cam asta ar fi. Și pe noi și pe ascultători. Da. Dacă mai ai tu vreo întrebare, să știți că și Alexandru Mănucu a trecut pe regim. El vrea să pună masă și ai uite cum facem. Mai bine scos geancul și toate astea. Dulci cu dulciurile, într-adevăr, îi se părea și lui greu. Nensic, e păcat să ai 4-7 la braț și să nu ai măcar un abdomen cu 4 pătrățele, ca să nu zic cu 6, nu? Ce zici? Cum au fost primele zile fără dulciuri? Am simțit nevoia de dulciuri. Așa. La un moment dat chiar nu rezistasem și am luat 2-3 bombonele, foarte puțin am luat. Dar eu am un psihic și o voință destul de mare și mă adaptez destul de repede și îmi educ gustul. Vreau să zic că pe mine m-ai surprins, că noi am stat săptămâna trecută așa și am schițat regimul și nu mi-am imaginat că te-ai apucat. Da, nu, eram chiar nerăbdător. Mă bucur mult că te-ai apucat de treabă și să fii definit. Eu asta aș vedea, văd foarte important să mai, nu că ai fi avut multă grăsime, dar e bine să mai să rămâi la un strat de grăsime mai mic. Bine, vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi.
Suntem la capătul emisiunii, mai primisem un SMS la 0734220202, dar cred că deja s-a răspuns în legătură după antrenament cu dextroza, cu glucoza. Plus, acolo mai era atașată întrebare pentru ectomorfi, ce antrenament ar trebui să opteze, câte grupe musculare și așa mai departe. Cred că o să vorbim despre asta mai amănțit și în detaliu într-o emisiune viitoare, când vom vorbi și vom reveni la antrenament, pur și simplu. Da, aș face încă o precizare, că prietenul nostru de pe Messenger, cel care cântărea alimentele, este un lucru foarte interesant, că eu am experiență Margarita, adică eu am experiență de 10 ani de viață sănătoasă și că ele la început. Într-adevăr, contează foarte mult experiența, dar decât să măsori fructele în grame, mai bine le măsori în bucăți, da? Un măr, două mere, da? Pentru că nu vei avea posibilitatea să cântărești și, într-adevăr, poți să-ți faci jurnalul și să spui, uite, am mâncat dimineața fructe, mi s-a făcut foame seara sau nu mi s-a făcut foame seara. Dar în funcție de fructe, de exemplu, vara, și cu asta o să închidem emisiunea, că e vorba cumva tot de zahăr. Vara, dacă mâncam, de exemplu, un kilogram, mâncam un kilogram de zmeură dimineața, da, zmeură de pădure, păi nu mai mi-era foame tot restul zilei dacă mâncam un kilogram de zmeură dimineața, da? Și mă simțeam foarte, foarte bine și îmi dădea foarte, foarte multă energie. Dar nu poți să faci asta la nesfârșit, nu poți să treci doar cu zmeură, da? Deci organismul nostru trebuie totuși să primească o diversitate de alimente. Și aici se tot spune, nu? Că oamenii preistorici mâncau sute de plante diferite, noi acum mâncăm foarte puține, deci eu pun accentul foarte, foarte mult pe diversitate și, repet, în slăbire, pe controlul apetitului. Ăsta este scopul meu principal, da? Nu, în niciun caz, controlul porților. Și controlul porților e important la un moment dat, dar, în primul rând, controlul apetitului. Da? Bun, cam asta ar fi. Vă mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi. Mulțumim pentru aprecierile care le-am primit pe SMS-uri. O să răspundem la toate întrebările și legate despre antrenament în edițiile viitoare ale emisiunii noastre Get Fit. Vom aborda din nou această temă de antrenament, despre masă musculară, musculară, despre ectomorf, despre mezomorf și așa mai departe. Deocamdată ne oprim în această seară și vă așteptăm cu nerăbdare și miercurea viitoare, tot aici pe Active FM, după orele 20, așa cum v-am obișnuit, miercuri de miercuri, prezența este obligatorie pe 92,7 în București, avem și în Timișoara, avem și Megidia și avem și Huș, unde ne puteți asculta, plus pe internet activfm.ro. Așadar, din partea mea, Alex Mănuc, împreună cu Cristian Margărit, aveți o săptămână în continuare spornică, antrenamentele să meargă și nutriția să fie la cote înalte, ca să spun așa, având în vedere informațiile pe care le-ați primit de la Cristi Margărit, să vă fie cât mai de folos. O seară bună tuturor, rămâneți cu Active FM.